Dar oile unde le-ai dus? Mama lor. În munte, așa-i? Păi și acum le dai lapte de vacă. La vacă, da. Natural de vacă. Câți litri? Pe zi? Uh-huh. Cât mâncă unul? Da. 3 litri pe zi. 3 litri jumate, 3 litri. Dar ce fain e. Ai și mieluțe. Una. Uh-huh. Și berbecuții, ce faci cu ei? Și mai ținem, vedem ce iasă, dacă mai dar, iasă. Dar de dat nu ai, că tot întreabă lumea. Păi mai dăm, dar ăștia încă mici. Dar la, la toamnă? La toamnă, dacă îi ținem, da. Păi, n-am trei timpul. 8. Ea-s mai mari. Bă, ce faci? Aia e mieluță. Asta e mieluță. După din doi. Uite ce fain e asta. Le pepec. Asta e fain, uite. Soțul de pepec. Asta, asta e cea mai fain. Asta, da, aha. Aia, de azi dinainte. Aia am avut... Mă tam asta și nu am avut la film. Am și tăiat-o, am dat. Venitul i-am dat. Na, ați mai vrea ceva? Le dau și granule din alea cu fantara. Dar ce? Să s-o obișnuiți cu... Îți dau o pălegă din alea. Auzi, să s-o obișnuiți cu... Păi nu, abia să-l obișnuiți. Uh-huh. Nu prea sub, mai ales ăsta. Sub sau acum asta? Da, da, prea puțin. Ăla suge mai puțin. Aici. Mieluților Petrică Gălățan din Jeț. Imediat mergem și la vițeluș. A crescut vițelașul. Hai, hai! Hai! Hai, frumosule, hai! Hai! Hai, hai! Hai că ești frumos, mă! Ai ceva de angus în tine? De când i-a făcut, nu a avut lapte nimic, ăla de stă jos, nu ăsta? Ăla din spate. Da. Da. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu a avut ăla lapte. Și ai ținut numai la biberon. Da.
Oare cât timp are vițelașul? Au trecut de 3 luni, nu mai știu exact. Aha. Ne putem uita pe filmări atunci când... Da, pe de la început. Uite, un parâng unins. O mirasă bună, da. Fără auz pe care de pădă. Iunie 2021. Zăpadă în parâng, ninsă proaspătă de ieri. Eu le-am mers cu păsat, le-am luat și eu de la urina de la. Asta e fain, fain, vițelușul. Din lapte, din ăla, nu știu ce le dau. Da, da. La mine de la. Uite, 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 ești jucăuși deja acum, vezi? E original, tot lapte, pân, ca cu iarbă. Mamă, sau unde-i? La câmp. La câmp? Păi, e ca păturos. Trebuie să-l pun. Dacă vine liber, pe nu... La munte, pe care l-ai dus? La Zăbran. Zăbran. La de-asta centrală. Aha. Petrica, ai berbece și miorile de anul Miei. De anul ăsta. Și de anul trecut. Și de anul trecut. Oricum pentru tine ca și crescător de oi, e greu că uite, ai sus în munte, ai aici care trebuie să le trebuie de ele până. Pleacă în alt munte. Păi, și astea o să le duci în munte. În Muceanul Dobrei. Păi cum îi zice? Dobraia, nu Muceanul Dobrei. Dobraia. Dobraia, sus. Muceanul Dobrei mai jos. Aha. Dobraia le ducem sterpele. Sterpele cu astea, cu miorile, nu? Adică miorile. Da. Miorile și berbeci. Și berbeci. Ei nu. Ne oprim acasă. Deci o să ai în trei locuri, cum ar veni. Da, și acasă, și la munte, și... Mamei rămân acasă. Deci tot de sterpele. Cum ai ieșit la măsurat? Bine? Bine. Ai fost mulțumit? Da. Bine, bine, la timpul ce îi. Acum iarba cum îi? Bine. Sus, acolo. Acum încearcă să dea. Așa e? Da. Acolo non-insieri. Ce-o zi, Liviu? Non-insieri, în capra și în parângul. Aha. Capra a fost albă. Că nu era bun lapte, am văzut, nu le mai dă. Deci ai 4 berbeci. Da, tu ai miori și 2 strămiori. E faină iarba aici. Schimbăm, o zi într-o grădină, o zi în alta. Dar culoarea care e pe oi, tu o ai de mulți ani, tot culoarea, așa-i? Da.
Asta nu se schimbă din... Nu, stăm cum e linie și punct. Uh-huh. Asta de anul trecut. Frumosule! De anul trecut? Ce fain e! De tuns cine ți-l de tuns? Nu. Vezi? Nu, și-am avut niște... Ăla e de 3 ani? Da, din ăla la care. De 2 ani. Primăvara... Nu, ce-a trecut ăla la care. Da-i fain, fain. Le-ai pus și sare aici? Nu. Ăla e un bolovan. Da, da, semăna. Nu, au acasă. Uh-huh. Au iarbă destul aici. Au, le mai duc în alte vreo. Să încerc să-i fac o poză la ăla.